Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara împreună cu procurorii de ICOT, Serviciul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Din cercetări a reieșit că acestea ar fi produs droguri de mare risc la domiciliu, pe care ulterior le-ar fi vândut către alți dealeri locali din județul Hunedoara sau le-ar fi distribuit direct către consumatori minori și majori. La data de 13 august, în urma efectuării unei percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate aproximativ 2 kg de droguri de mare risc, materie vegetală pentru fumat, o cantitate de cannabinoid utilizată la producerea de droguri pentru fumat, mai multe comprimate pisate, un cântar electronic, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă. Totodată, în urma percheziției, au fost descoperite multiple ambalaje de ceai, existând indicii că în locuință ar funcționa o fabrică de produs droguri de fumat în cantități importante, droguri care ar fi ajuns la diverse rețele de cartier din zona Hunedoara și Deva. La data de 14 august, procurorii de ICOT, Serviciul Teritorial Hunedoara, au dispus reținerea a două persoane, iar la aceeași dată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Au informat reprezentanții DICOT, Serviciul Teritorial Hunedoara. Din cauza modului de preparare al substanțelor, acestea produc la nivelul consumatorilor efecte devastatoare din punct de vedere al sănătății acestora și generează o stare de pericol deosebit pentru sănătatea publică.